Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și pentru astăzi vreau să vă arăt cum am pregătit eu prima mea căsuță din turtă dulce. Am pregătit atât turta dulce cât și glazura și am decorat-o cât de bine m-am priceput eu. Voi începe cu ingredientele pentru aluat și am aici 375 de grame de făină, dacă mai este nevoie mai putem adăuga puțină. Un sfert de linguriță de bicarbonat de sodiu, un pachet cu condimente pentru turtă dulce, un pachet de 15 grame ce conține scorțișoară, anason, cuișoare, măcriș, nucșoară și cardamom. Și dacă nu găsiți exact acest pachet, vă puteți pregăti propriul vostru amestec folosindu-vă de un mojar și un pistil pentru a le transforma într-o pudră fină. Pe lângă condimente, bineînțeles că am nevoie și de sare, un sfert de linguriță de sare pentru a da gust, unt, 85 de grame de unt, 150 de grame de zahăr brun, un ou mare și melasă, o jumătate de cupă sau 120 de ml. Voi amesteca ingredientele uscate, făina, împreună cu bicarbonatul de sodiu și sarea și tot în acest amestec uscat voi adăuga și conținutul pachetului cu condimente și miros atât de bine și parfumează toată bucătăria cu aroma lor delicioasă și începe să miroasă a Crăciun. Le torn așadar peste făină, le amestec și le voi lăsa deoparte. Am aici untul, ce ar trebui să fie la temperatura camerei. Al meu recunosc, nu este chiar atât de moale pentru că am uitat să-l scot din frigider, dar amestecându-l cu telul și adăugând zahărul peste, se va înmuia destul de rapid. Puteți folosi un mixer pentru a pregăti, pentru a spuma untul, dar folosindu-mă doar de tel, m-am descurcat destul de ușor. Așadar, amestec treptat untul cu zahăr, tort treptat zahăr peste unt. Voi adăuga și oul și deja începe să arate mult mai bine. Vedeți că untul s-a muiat destul de tare, așadar pot să amestec destul de ușor doar cu telul. Și rând pe rând și celelalte ingrediente. Și voi adăuga melasa, ce va da atât gust cât și culoare turtei dulci. După care voi adăuga, bineînțeles, ingredientele uscate. Treptat adaug făina amestecată cu sare și bicarbonatul de sodiu și cu acele condimente minunate. Amestec cu telul cât de mult pot, după care, ajutându-mă de mâini, voi frământa aluatul. Dacă mai este nevoie de făină, mai adăugați. Recunosc că eu am mai adăugat cam 3-4 linguri de făină. Trebuie să fie o cocă destul de densă, pentru că va trebui să o întind ca o foaie de aluat cu sucitorul. Voi pune castronul în frigider, voi pune aluatul în frigider pentru cel puțin 30 de minute. Între timp, pregătesc o glazură din albușurile a 3 ouă, 3 ouă mari, o jumătate de linguriță de cremă de tartar și 500 de grame de zahăr pudră. Folosesc mixerul în acest caz pentru a spuma bine de tot albușurile. Le spumez spumă tare.
După care voi adăuga treptat zahărul pudră și continui să mixez cu mixerul pentru aproximativ 10 minute, până când zahărul începe să se dizolve și amestecul este destul de gros. Nu uitați de crema de tartar. Dacă nu aveți, puteți pune o linguriță de zeamă de lămâie. Are cam același efect. Am amestecat tot zahărul pudră și crema de tartar și această pudră de tartar și am pus glazura la frigider acoperită cu o folie de plastic pentru aproximativ 10 minute. Vă spuneam de pudra de tartar și zeamă de lămâie, acționează cam în același mod, fixează albușurile. Și încă ceva vreau să vă spun, în cazul în care plănuiți să și mâncați această căsuță de turtă dulce, aveți grijă ca ouăle să fie foarte proaspete. Am desenat pe colile unui caiet exact tiparul pentru casă și le-am decupat cu foarfeca. Întind aluatul, o parte din aluat pe o foaie de copt, folosindu-mă de un sucitor și pudrând puțin aluatul cu făină pentru că este destul de lipicios. Așez peste bucata de aluat tiparul casei și decupez cu ajutorul unui cuțit sau cu o rolă din aceasta metalică. Și prima dată am făcut bucățile pentru acoperiș. Le voi coace în cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade pentru aproximativ 8 minute și le las să se răcească. Mut aceste bucăți de aluat încă necoapte în tava cuptorului, cu tot cu hârtie, pentru a nu se deforma. Excesul de aluat îl voi reîntinde. Procedez la fel cu restul de aluat și decupez în continuare celelalte părți ale căsuței. Întind mai întâi aluatul într-o foaie subțire, după care așez tiparul peste și decupez din fiecare câte două bucăți, folosindu-mă fie de cuțit, fie de acea rolă metalică. Încercați să nu mutați aluatul de pe foaia de copt, pentru că se va deforma. Mutați aluatul decupat cu tot cu hârtia de copt în tava aragazului, în tava cuptorului. După ce s-au copt, le lasă să se răcească pentru a începe asamblarea căsuței. Am pus glazura ce s-a odinit în frigider în două punguțe cu dui metalic, cu dui subțire, pentru a fi mai ușor de asamblat casa. Puteți asambla casa fie pe un platou, pe o tavă, pe o bucată de carton. Eu am această piatră, bucată dreptunghiulară de piatră și m-am gândit că pe ea ar arăta căsuța cel mai bine. Și rând pe rând atașez piesă cu piesă, punând lipici această glazură pregătită anterior și încerc să stabilizez puțin părțile casei cu diverse borcanele pe care le am prin bucătărie. Glazura se întărește destul de repede, așa că m-am descurcat să lipesc fiecare bucată a acestei case destul de rapid. Pe una din părțile din fața ale casei am desenat ușa cu glazură, dar o puteți face și după aceea. Vă spuneam, glazura se întărește destul de rapid. Folosiți-vă de glazură atât pentru a asambla toată casa, cât și pentru a decora și a imita zăpada. Am făcut țurțuri de gheață, am folosit o fel de bombonele, stixuri, crisine,
Lăsați imaginația voastră să vă ajute în decorarea acestei căsuțe. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, sper să încercați și voi să pregătiți o astfel de căsuță, lăsând imaginația voastră să vă ajute și chiar cei mici sunt sigură că se vor pricepe foarte bine să decoreze această casă cu bomboane, fulgi de nucă de cocos și tot ce altceva credeți voi de cuviință. Mulțumesc încă o dată, vă doresc sărbători liniștite, găsiți motive să zâmbiți și ne auzim cu mare drag la rețeta următoare. Crăciun fericit!